Salutare, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint în această filmare un nou incubator de ouă pe care l-am făcut acum. Am comandat alte piese. Este unul ceva mai mare, după cum vedeți. O să vă arăt imediat și cum funcționează. Acesta este computerul care, fiind lumina afară, nu se vede. Acesta controlează umiditatea, rotirea ouălor, căldura, tot ce trebuie se face din acest controler. Aici am pus eu pentru becuri bandă LED ca să se vadă. Aici este pentru tăvile de ouă, când o să le învârtă. Pot să-l cuplez și să-l decuplez, deoarece știți și dumneavoastră, primele două zile nu este voie să se miște. Și automat eu decuplez de aici, după care, când a trecut cele două zile, cuplez înapoi și învârte. Aici este o bornă indicatoare că funcționează. Am oprit, nu mai merge. L-a pornit, funcționează. Să vă arăt și ventilatorul. Este un ventilator cu 2000 de turații, care merge pe 220. Nu mai folosesc ventilatoare pe 12V. Aici o să vină legat de aceste fire rezistența de la umidificator, cel care aduce umiditatea la nivelul care l-am setat din centralină, și unul este pentru un alt ventilator care o să vină montat aici, care agită tot aerul și îl trimite în sus. O să vină sită, astupat cu sită. Aici o să vină o mică cameră în care o să fie vasul pentru umiditate și acest ventilator care agită aerul și îl trimite înapoi. Deci acela trimite aerul prin spate, îl scoate pe aici și acesta îl agită împreună cu marene, la mestec, ca să fie aceeași temperatură și îl va ridica înapoi la acest ventilator. Cam asta este invenția mea. Așa vine prins în spate. Eu un pic mai complicat, dar cu schița se rezolvă. Da? Vedeți dumneavoastră, am făcut această carcasă din aluminiu ca să aibă puțină protecție. Aici este băgat transformatorul pentru tăvițele cu ouă și acele întrerupătoare care îmi pornește și îmi oprește toată hărăgaia. Cam asta vreau să vă arăt. Dacă v-a fost de folos, mă bucur. O să mai facem și alte videoclipuri în care o să prezentăm și alte subiecte. Vă salut și vă doresc o zi minunată!